Чевнилей. Ус. Уксо. Ус. Кузьмей. Ус. Кузьмей. Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție emisiunii La Țintă. Iată că am părăsit de această dată pentru această emisiune platoul nostru Nova TV și am venit într-o sală de sport, într-un loc care produce, iată, campioni. Despre sport, campioni mondiali, le-aș spune chiar ambasadorii ai României, pentru că până la urmă fac o imagine frumoasă țării noastre. Vorbim astăzi, în prima parte, cu domnul Liviu Tăbăcaru, sensei Liviu Tăbăcaru, antrenor Ashihara Karate. Și nu doar acestea sunt toate titulaturile pe care le ai. Bună seara și îți mulțumesc pentru prezența. Bună seara și mulțumim de invitație, mulțumim că ați venit la noi în dojo, în sala de antrenament. Da, a fost un an maxim al clubului Shingitai Karate Club. Eu sunt președinte al clubului Shingitai Karate Club, antrenor, unul dintre antrenorii de la lotul național de Ashihara Karate. Și anul trecut am avut campionatele mondiale la Brașov în perioada 10-12 noiembrie, la sala sporturilor, unde România a ieșit pe locul întâi pe națiuni. Iar clubul nostru a luat numai puțin de titlul de campion mondial. Iată rezultate foarte bune, având în vedere faptul că nu este un sport atât de mediatizat, nu? Din păcate nu este și este păcat că nu este mediatizat, pentru că pe lângă că sportivii care vin la clubul nostru și la în general la cluburile de arte marțiale învață să se apere, lucrurile de care sunt cele mai importante despre vorba despre educație, disciplină și despre respect. Aceste lucruri se învață și se cultivă la noi la fiecare antrenament și eu zic că aceste lucruri un om, un copil are nevoie să se pregătească pentru viitor. Te-am prezentat la început ca antrenor de Ashihara Karate. Exact. Cu ce se deosebește acest stil față de celelalte arte marțiale? Ashihara Karate este un stil care destul de nou. În anul 1986 a intrat în România. Deci este un stil care îl practică Academia de Poliție din Japonia, pentru că este foarte ușor de învățat. Se bazează pe poziționarea corpului față de adversar, în așa fel încât să te ajuți de forța adversarului și să o pui în avantajul tău. Am înțeles. Cum spuneam mai devreme, nu este foarte mediatizat, dar cu toate acestea sunt foarte mulți tineri care vor să practice acest sport. De la câți ani se poate începe practicarea acesteia? Noi avem cel mai tânăr sportiv de la 4 ani. Nu este o limită de vârstă. Avem sportivi de la 4 ani până la 45 de ani. Nu are limită, cum am zis, te poți apuca la orice vârstă, dar în general cu copilașii și ne înțelegem în jurul vârstei de 4 ani și bineînțeles îi așteptăm și pe adulți, că pot să vină dânsii la orice vârstă să își îmbunătățească condiția fizică, să aibă un corp mai frumos și bineînțeles să se elibereze de stres. Pot practica și fetele și băieții, din câte am văzut mai devreme în imagini, nu? Bineînțeles, chiar fetele este indicat să facă acest sport, pentru că învață să se apere și în viața de zi cu zi este bine să spor singuri sau singurică de grijă. Povesteam mai devreme despre campionatul mondial care a avut loc la sfârșitul anului trecut la Brașov, unde ați avut rezultate foarte bune. Bun, ați avut vreun sprijin, pentru că până la urmă suntem la emisiunea La Țintă, acolo unde mai spunem și lucrurilor pe nume. Ați avut vreun sprijin din partea autorităților? Ați găsit anumite piedici? Nu știu, cum a fost? Știu că Consiliul Județean s-a implicat. Clubul meu, practic, n-a obținut nicio finanțare. Ministerul Sportului nu a dat absolut niciun bănuț pentru acest campionat mondial. Totul s-a făcut, fiecare a încercat să găsească sprijin în jurul prietenilor și acest lucru a fost posibil pentru România, să avem un campionat mondial la Brașov pentru a doua oară. Și zic eu că pentru Brașov este o mândrie să ai campionat mondial de Ashihara Karate și mai ales că rezultatul a fost pe măsură, pentru că am ieșit, cum am zis, mă repet din nou, locul întâi pe națiuni. Am înțeles. Vă felicităm pentru acest lucru. Puțin mai încolo vom sta de vorbă și cu trei campioni. Am înțeles că a adus clubul. Un dublu campion mondial și doi campioni mondiali. Am înțeles. Bun. Pentru părinții care vor să-și dea copiii la acest sport, este costisitor, este greu? Este unul dintre puținele arte marțiale, în general sunt unele dintre puținele sporturi
care necesită un buget foarte, foarte redus. Adică pe lângă kimonoul de antrenament și niște protecții, cam atâta investește un părinte în sportiv. În rest, de restul ne ocupăm noi, de baza materială, de baza tehnică, de absolut tot, stadii de pregătire, de aceste lucruri ne ocupăm noi. Deci este unul dintre sporturile puțin costisitoare, nu necesită echipament, cum am zis, cum. Și orice copil, sau orice tânăr, sau orice doamnă, domnișoară poate să vină să practice acest sport frumos la noi, în dojo. Tot la fel pentru părinții care poate au anumite dubile, teamă să nu pățească ceva copiilor aici. Este periculos? Nu este periculos. Campionatele mondiale, campionatele naționale se desfășoară la două secțiuni. Kata însemnând formă, iar kumite însemnând luptă. În luptă, practic, există contactul fizic, dar sportivii sunt protejați cu cască de protecție, cu plată și tibiere, mânuși, în așa fel încât, practic, accidentele sunt reduse la maxim. Am înțeles. Tu, nu știu dacă am prezentat la început, dacă nu ne repetăm, ai centura neagră 4 de ani. Ești unul dintre puținii din țara noastră care au această gradație. Cum ai reușit să ajungi până aici? Sunt în spate 30 de ani de muncă. În anul 2005 am susținut examenul de 3 de ani în Japonia, Hombu Japonia, în Matsuyama, în orașul Matsuyama, unde există cartierul general al stilului Ashihara Karate. Am fost examinat de însăși conducătorul stilului Kancho Hidenori Ashihara. În 2010, peste 5 ani, am repetat această, să zic eu, un vis al meu, unul dintre visele care mi le-am dorit totdeauna când m-am apucat de karate și am susținut examenul de 4 de ani în Japonia, tot la fel, având cinstea și onoarea să fiu examinat de către directorul general al stilului Kancho Hidenori Ashihara. Ashihara Karate mie mi-a adus foarte multe satisfacții. Eu le zic totdeauna sportivilor că o picătură de sudoare valorează mai mult decât 1000 de cuvinte. Sunt lucruri pe care le învățăm aici, sunt lucruri pe care le experimentăm. La fiecare antrenament eu practic mă redescoper și asta le zic și sportivilor mei, să dea fiecare picătură de sudoare acolo în folosul lor. Pentru a face performanță, de câte ore de antrenament este nevoie pe săptămână? Pentru a face performanță, noi la grupa de performanță avem, practic, când avem un concurs major, ne antrenăm în fiecare zi, mai puțin sâmbătă și duminica. Există cantonamente de pregătire, câte 2, 3, 4 ore, depinde de concursul pe care îl avem. Minim avem 6 ore de antrenament pe săptămână și, cum am zis, când avem un concurs, ne antrenăm inclusiv în fiecare zi. Există, nu știu, niște restricții alimentare ca în alte sporturi, restricții de greutate, sunt anumite regimuri pe care trebuie să le țineți? În general nu este bine să ții ca și copil un regim, pentru că e bine să te dezvolți când ești copil și e bine să dai drumul la ligamente, la musculatură, la tot ce înseamnă să te înalți, să te dezvolți. Bineînțeles că și eu recomand părinților, recomand sportivilor să se ferească de prăjel, de grăsimi. Este bine să mâncăm proteine, mai puțin carbohidrați, fructe, salate și bineînțeles, un complex de vitamine pe care sportivii trebuie să-l ia. Am înțeles. Pentru a trece mai departe și pentru a sta de vorbă cu acești minunați copii, pentru că ceea ce vedem noi în spatele nostru sunt rezultatele lor, da? Aceste cupe obținute, repetăm, dar merită spuse aceste lucruri de mai multe ori pentru ca unii să vadă că iată și acest sport aduce performanță și ne face să ne mândrim cu ei. I-aș invita chiar pe cei care au câștigat aceste cupe să vină alături de noi și să-i prezentăm. 3 băieți campioni ai Brașovului și ai țării și ai lumii, mai bine spus, campioni mondial, da? Vreau să-i cunoaștem pe fiecare în parte. În primul rând, cum te numești? Marghiol Vlad. Lupan George. Preda Matei.
Bun, o să răspundem la întrebări fiecare în parte. O să încep cu tine, te rog, pentru că ești primul de lângă mine, nu din alt motiv. De când faci acest sport și de ce ai ales să faci Ashihara Karate? Practic Ashihara Karate de 6 ani și am ales să fac acest sport deoarece prima oară când l-am văzut mi-a plăcut instant. Ți se pare greu? Ți se pare foarte ușor? Cum este? Cum l-ai descrie? Nici greu, nici ușor. Între. Ești campion mondial, da? Cum te-ai simțit în acele clipe în care ți s-a auzit numele? Foarte fericit. Te așteptai la acest rezultat? Puțin. Puțin. Foarte puțin. De câte ori pe săptămână? De câte ori pe săptămână te antrenezi? De 3 ori pe săptămână. Dacă ar fi să lași acest sport pentru un alt sport, pentru ce ai alege? Niciun sport. Deci el va deveni un campion și mai mare, așa este, sensei? Să reeditezi titlul pe care l-ai obținut și eu totdeauna le spun sportivilor că acum este mult mai greu pentru ei să muncească și să, adică să muncească nu e mai greu, să-și mențină titlul de campion mondial, pentru că sunt foarte mulți în urma lor care vor să fie acolo unde sunt ei acum și trebuie să lucreze mult mai serios. Bun, mergem mai departe la George, dacă are ținut bine, da? Tu câți ani ai și de când faci karate? Am 11 ani și fac de 7 ani karate. De 7 ani faci karate, adică de la 4 ani? Și nu te-ai plictisit? Nu, este un sport care necesită multă muncă, dar este foarte frumos. Am înțeles. Cum te-ai simțit când ai devenit campion? Parcă eram în al 8-lea cer, era foarte frumos. Părinții tăi sunt mândri de tine? Da, și foarte bucuroși, pentru că nu m-a sprijinit degeaba în acest timp. Bun, dar așa, între noi fie vorba. Colegii tăi de la școală, prietenii, cum a văzut rezultatul tău? Nu știu, că mie nu-mi pasă ce zic alții, mie îmi pasă ce rezultat am eu și cum am muncit eu până atunci. Acesta este un profil de campion, nu? Da. Ce alte caracteristici mai trebuie să aibă sensei Liviu Tăbăcaru, un adevărat campion? Un adevărat campion trebuie să aibă în primul rând seriozitate, trebuie să aibă determinare, trebuie să aibă continuitate și să-și dorească să depășească tot timpul pe el, adică să facă antrenamentul pe care l-a făcut ultimul să facă mult mai bine decât l-a făcut pe ultimul. Deci totdeauna să țintească spre profesionalism, cum să zic așa, și bineînțeles să își dorească din ce în ce mai mult să fie acolo. Am înțeles. Mergem mai departe la ultimul, dar nu cel din urmă. Haide mai încoace să avem cupele în spate pentru a le vedea și telespectatorii noștri. Tu de câți ani faci karate și ce vârstă ai? Am vârsta de 10 ani și practic Ashihara karate de 5 ani și un pic. Deci de la 5 ani faci karate. Nu te-ai plictisit? Nu. De câte ori pe săptămână faci vii la antrenament? De 3 ori și îl mai ajut și pe sensei cu antrenamente la cursurile începătorilor. Adică ești și un fel de antrenor, nu? Un ajutor de sensei. Un ajutor, am înțeles. Cum ai descrie tu acest sport, Ashihara? Ashihara este un mod de viață, în primul rând. Și cred că este cel mai frumos sport, cel puțin pentru mine. Repet întrebarea pe care am adresat-o colegului tău, pe care l-am întrebat primul, dacă ar fi să renunți la acest sport, ce alt sport ai alege? Nu aș alege alt sport. Cred că ăsta e cel mai bun sport. Dacă ar fi trebuit să plec de aici, m-aș duce tot la alt club. Dar sportul nu l-ai părăsi? Nu, acest sport nu l-aș părăsi. La 5 ani, tu ai ales acest sport sau părinții tăi? Eu l-am ales cu ajutorul părinților mei. Am înțeles. Foarte bune, foarte bune răspunsurile, nu este așa? Da. Te întreb pe tine, era culmea să spui nu. Sensei, te invit de nou alături de mine și alături de acești campioni. Te-ai uitat să zică că este dublu campion mondial. El a obținut și titlul de sportivul anului 2016 al clubului Shinjitai Karate Club, în urma performanțelor pe care le-a avut în decursul anului 2016. Și faptul că a obținut titlul de campion mondial la proba de kata individual, la categoria minus 14 ani, el are 10 ani și s-a concurat cu sportivi de 11, 12, 13 ani. Și cu colegii lui împreună au obținut titlul de campion mondial la proba de echipe la kata cadeți. Deci e dublu campion mondial, Matei. Bun, și după cum se vede, sunt foarte modești, lucru pe care bănuiesc că l-au învățat și din acest sport, nu? Și modestia bănuiesc că este o caracteristică pe care o dobândești. Bineînțeles, noi avem anumite morale ale dojo-ului pe care le repetăm la fiecare antrenament și pe care sportivii trebuie să le pună în practică la antrenament și în viața de zi cu zi. Și prima morală a dojo-ului este, Matei? Sunt mereu politicos și amabil. Încă o dată la microfon, te rog. Sunt mereu politicos și amabil. A doua? Încerc să obțin maximul posibilităților mele.
Următoarea. Arăt ceea ce pot azi și lupt să mă perfecționez pentru mâine. Următoarea, Matei. Caut să mențin mereu atmosfera de întrecere. Mai, cu fața puțin mai la cameră, te rog. Îmbunătățesc continuu atât tehnica cât și spiritul de luptă. Următoarea. Practica și hara karate ca un mijloc de a cunoaște însăși calea vieții. Și atât. Avem noi o morală ca să ne încurajăm, spun așa că și în Jitai Karate Club sunt cei mai buni. Deci acestea sunt moralele pe care sportivii trebuie să le pună în practică la antrenamentul de zi cu zi și în viața de zi cu zi, pentru că aceste lucruri sunt valabile și în restul, sau zic în afara sălii. Și modestia, totdeauna sportivii trebuie să fie modești, eu totdeauna le zic treaba asta, mai ales când aceste lucruri, mai ales când ei ajung la performanțe foarte mari, pentru că atunci, dacă nu ești modest, atunci deja, practic, titlurile care le-ai luat nu mai are nicio valoare. Bun, dar mă gândesc că acest profil personal trebuie să-l ai când vii deja aici, nu? Sau poți forma anumite caractere? Se pot forma caractere aici? Se pot forma caractere minunate la karate, de asta spunem că practica și iară karate ca un mijloc de a cunoaște însăși calea vieții. Karateul nu înseamnă numai tehnica de karate, practic este și comportamentul pe care le ai în societate. La locul de muncă, dacă ai un loc de muncă și adică ai un loc de muncă pentru că ești matur, aceste lucruri sunt valabile pentru toți practicanții de arte marțiale. Am înțeles. Pe acest ton, eu zic să încheiem emisiunea invitându-i pe cei de acasă care poate se plictisesc sau poate care nu își dau seama că au o viață sedentară să vină într-o sală de sport și să facă de ce nu această artă marțială, nu? Cum să nu? Îi așteptăm cu mare drag. Noi cursurile le desfășurăm la școala gimnazială numărul 13, lângă piața Tractorul, în cartierul Tractorul. Este ușor de ajuns. Îi așteptăm cu mare drag. Pagina de Facebook aveți, că bănuiesc că este un mijloc foarte la îndemână tuturor. Pagina de Facebook este, se numește Shingitai Karate Club Brașov. Acolo ne pot contacta oricine dorește să vină la cursurile noastre de karate. Și, dragi părinți, scoteți-vă copiii de pe Facebook și trimiteți-i prin intermediul Facebook-ului, iată, la acest minunat sport, pentru că sensei Liviu Tăvăcaru vă așteaptă aici pentru a-i continua, pentru a continua educația lor, aș spune eu, nu? Pentru a-i ajuta pe dânsii. Eu le zic părinților sportivilor noștri, cupele și medalele într-adevăr sunt foarte valoroase, dar sportivii rămân cu lucruri pe care o să aibă nevoie de ele pentru tot restul vieții. Însemnând un caracter frumos, o disciplină, o sănătate, un corp frumos, tonifiat. Deci lucruri fantastice pe care copiii și numai copiii, toți tinerii, toți oamenii avem nevoie. Am înțeles. Copii, felicitări și multă baftă în continuare. Os, cum se spune? Os la final, da? Sensei, mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea de astăzi la Țintă. Eu sunt Filip George și mă repet, dar cred că este foarte bine. Aduceți-vă copiii, au venit chiar dumneavoastră să faceți sport pentru că este foarte, foarte sănătos. Filip George sunt eu și până data viitoare vă doresc toate cele bune.